Dacă ați văzut filmul The Great Gatsby, cu siguranță știți de personajul principal, Jay Gatsby, care era un fel de playboy al perioadei interbelice, fost soldat în primul război mondial și care avea o avere uriașă, mașini scumpe, dădea petreceri luxoase în fiecare săptămână și avea foarte multe povești de viață interesante. Ei bine, pentru cei care au văzut filmul sau au citit cartea, în episodul de astăzi vom discuta despre varianta românească a lui Gatsby, adică despre Constantin Cantacuzino, zi și Bâzu, un prinț român cu o poveste cel puțin la fel de interesantă ca cea a americanului. Porecla Bâzu și-o primește datorită pasiunii sale pentru aviație, dar și pentru performanța de a fi cel mai bun pilot militar al României din al doilea război mondial. Se trăgea dintr-o veche familie de nobili români, avea o avere uriașă și o pasiune nu doar pentru aviație, dar și pentru automobilism, tenis și hockey pe gheață, fiind chiar și capitanul naționalei României la un campionat mondial de hockey. S-a întrecut cu o celebră aviatoare americană pentru primul înconjur al lumii într-un avion, a stabilit un record mondial la motociclism și a fost căsătorit cu o faimoasă actriță cu origini românești, care a jucat în filmul ultra apreciat La Dolce Vita. Dragilor, eu sunt Matei de la Travel with Matei și vă invit să descoperim împreună povestea fascinantă a lui Bâzu Cantacuzino, prințul aviației românești. Nu uitați să vă abonați dacă vă place seria noastră de pe YouTube și vreți să ne susțineți pe mai departe. De asemenea, nu uitați să activați notificările din clopoțelul care vă anunță de fiecare dată când apare un nou român celebru de necunoscut. Zic să-i dăm drumul la treabă. Constantin Bâzu Cantacuzino este fiul lui Mihai Cantacuzino și al Mariei Rosetti Teșcani și se naște pe 11 noiembrie 1905 la București. Făcând parte dintr-o familie de nobili bogați cu origini vechi, atât din partea tatălui cât și din partea mamei, Constantin are parte de un trai lipsit de orice griji și de o educație aleasă la cele mai bune școli din țară și din Europa. Copilăria și-o petrece la București, iar în 1917 se vede nevoit să se refugieze în Iași, alături de părinții săi, din cauza ocupației germane din sudul țării. Aici conduce primul automobil din viața lui, la vârsta de numai 12 ani, iar unchiul său îl inițiază în vânătoare și îi dorește prima lui pușcă la doar 13 ani. La finalul primului război mondial se întoarce cu familia în București, unde este înscris la un liceu de elită pentru un an. Apoi este mutat în Elveția până la sfârșitul studiilor. Examenul de bacalaureat îl susține în 1923 la Liceul de Stat din Geneva, la profil real. Cu ocazia studiilor din Elveția, descoperă o pasiune pentru hockey, sport căruia îi se va dedica, devenind capitanul naționalei de hockey a României, participând chiar și la un campionat mondial în 1933. În 1924 își dă examenul de sublocotenent cu termen redus la Școala Militară de Artilerie din Timișoara, urmând ca apoi să facă 2 ani de studii comerciale în cadrul Institutului Comercial din Strasburg și încă un an de studii, de data asta la drept, în cadrul Universității din Paris. La sfârșitul anului 1927 se întoarce în București și face ravagii cu șarmul său în rândul tinerelor domnișoare ale societății burgheze. Se îndrăgostește de Georgeta Diamandi, o frumusețe a Bucureștilor și fica lui George Diamandi, și aceștia se căsătoresc în 1928. Tot în acel an, tatăl său moare într-un accident de mașină la Călimănești și Bâzu intră într-o depresie care avea să-i afecteze relația cu proaspăta lui soție. Se înscrie în 1930 la Școala de Aviație Mircea Cantacuzino ca să treacă peste depresie. Din păcate, este prea târziu pentru Georgeta și cei doi divorțează în 1931. Bâzu nu așteaptă prea mult și cere o altă fată în căsătorie. Aleasa? Anca Diamandi, sora mai mică a Georgetei. Da, ați auzit bine, probabil că își dorea să rămână în familie. Pentru că erau cumnați, Bâzu a fost nevoit să ceară regelui Carol al II-lea o dispensă pentru ca biserica să le aprobe căsătoria. Oarecum incestuoasă, deși nu era chiar la nivel de Game of Thrones, pentru că totuși nu erau rude de sânge. Oricum și-au ales omul în astfel de chestiuni, Carol nefiind cu nimic mai prejos în astfel de situații. După mai multe tratative care s-au soldat cu Bâzu donând 1 milion de lei lui Carol, regele emite dispensa și cei doi cumnați devin soț și soție în anul 1934. Între timp, Bâzu câștigă campionatul României la tenis și Cupa Ghica, cel mai important concurs de aeronautică românesc. Obține brevetul de pilot de turism în 33 și apoi brevetul de pilot de război și pilot fără vizibilitate în 34. Dar mama lui este încă afectată de moartea soțului și intră într-o depresie foarte gravă,
motiv pentru care hotărăște să-l numească pe Bâzu custodele averii. Acesta urma să o administreze împreună cu sora sa, Alice Turza, secundați de un consiliu de familie. Prima decizie de proaspăt custode al averii familiei este să folosească o parte pentru a-și îndeplini o dorință mai veche, să facă în conjurul lumii în zbor, cu avionul. Intră astfel într-o competiție de la distanță cu faimoasa aviatoare americană Amelia Earhart, care plănuia să facă același lucru. Realizând că banii din averea personală aprobați de Consiliul Familiei nu sunt suficienți pentru a acoperi costurile necesare realizării acestei curse, Bâzu apelează și la alte surse. În total, reușește să strângă 8.700.000 de lei, bani obținuți de la stat, de la persoane particulare, din subscripția publică și din averea personală a familiei. Dă comandă de un avion nou cu planul de a porni cursa în anul 1936. Dar, pentru că avionul întârzie și se naște unicul său copil pe 21 aprilie 1936, Bâzu se vede nevoit să amâne cursa pentru anul următor. Comanda ajunge într-un final și începe să facă teste cu noul avion, descoperind că are câteva imperfecțiuni. Cu toate astea, reușește să stabilească două recorduri mondiale de viteză. Unul pe ruta Paris-Alger, distanță pe care o parcurge cu avionul în 4 ore și 23 de minute, și celălalt pe ruta Paris-București în 5 ore și 40 de minute. În timp ce încerca să repare imperfecțiunile avionului, brevetează și o invenție la Ministerul Comerțului și Industriei din Paris, cu dispozitivul, și acum citez, ce arată simultan ora în unități uzuale de măsurare a timpului și în unități uzuale de măsurare a arcului. Alexandru Țiproc cu siguranță este invidios. Revenind la cursă, Amelia Earhart o ia înainte și pornește pe 1 iunie 1937. Când mai avea doar 7.000 de kilometri până la destinația finală, dispare în Pacific. Este declarată moartă la 2 ani distanță după ce toate căutările eșuează. Pe 20 august, Bâzu pornește și el în cursă, dar întâmpină probleme din cauza condițiilor meteo, care se înrăutățesc în Siberia. Sovieticii anulează permisiunea de zbor și Bâzu se vede și el nevoit să renunțe. După acest eșec, mai vine unul, în momentul în care nu reușește să stabilească recordul pe ruta Londra-Cape Town. Până la urmă, Bâzu renunță complet la genul ăsta de curse și angajează un avocat pentru a-și recupera banii investiți în avion, care se dovedise incapabil de a realiza zboruri lungi și rapide. Decide să devină mai practic cu zborul și se angajează pilot secund la compania românească Lares, abreviere de la Liniile Aeriene Române în exploatarea statului. Între timp, divorțează de Anca și, pentru că nu mai avea alte surori în familie, decide să rămână un pic burlac. Stabilește un nou record mondial, de data asta la motociclism, mergând în doar 44 de ore de la Paris la București și în 1939 câștigă concursul național de acrobație aeriană cu un avion Jungmeister B-133. Mama lui hotărăște să se recăsătorească cu celebrul compozitor român George Enescu și până la finalul anului 1939, Bâzu obține brevetul radiotelegrafist și de inspector navigant clasa a doua. În 1940 își cunoaște cea de-a treia soție pe Nadia Cușnir Herescu, o actriță basarabeancă foarte frumoasă care avea să joace mai târziu în filme celebre precum La Dolce Vita. El era capitanul zborului Paris-București, iar Nadia era printre pasageri. Ea se întorcea de la studiile din Paris să devină actriță de teatru în București. În timpul zborului, un motor al avionului ia foc. Evaluând situația și știind că e capabil să piloteze avionul în siguranță chiar și în condițiile astea, Bâzu merge personal la pasageri ca să-i liniștească. O vede pe Nadia printre pasageri și se îndrăgostește de ea. La scurt timp, cei doi se căsătoresc. Doamne, ce ușoare poate să facă lucrurile să pară. Deși slujba de pilot al companiei Lares îl scutea de serviciul militar, Bâzu insistă să fie înrolat în armată pentru campania din Basarabia și să lupte împotriva sovieticilor. Dorința ei se îndeplinește, ca de fiecare dată de altfel, și este inclus în escadrila a treia de vânătoare pe 5 iulie 1941. Primul avion pe care zboară este un Hawker Hurricane, primit de armata română de la britanici, și Bâzu se apucă de treabă. Pe 11 iulie doboară primul bombardier, pe 13 iulie doboară încă două, iar pe 15 iulie alte două bombardiere. Pe 1 august îl doboară și pe ultimul și astfel Bâzu devine cel mai bun pilot militar al țării sale. Este trimis acasă datorită atingerii obiectivelor din campania basarabeană până la noi ordine. Doar că ordinele nu mai vin. Aflându-se că soția sa Nadia avea origini evreiești, este interzis să mai revină pe front, oricât de bun pilot ar fi fost. Dezamăgit, își continuă slujba de pilot de linie, dar nu se lasă bătut.
face un apel la însuși Ion Antonescu pentru retrimiterea pe front și, în cele din urmă, are câștig de cauză. Este înrolat din nou în armata română în mai 1943, după care este trimis în Tiraspol pentru a face un curs de acomodare cu noul avion, Gustav, cum îl alintau soldații. Instructorul de curs avea să fie celebrul pilot german Helmut Liebfert. După doar 15 minute de instructaj, Buzu se urcă la bord și își ia zborul fără nicio problemă, demonstrându-și încă o dată talentul aviatic. A doua zi era deja pe front, în cadrul grupului 7 vânătoare și se apucă din nou de treabă. La sfârșitul lunii iunie doboară două avioane sovietice Spitfire. În iulie este singurul pilot care acceptă să participe la misiuni nocturne. Asta deși avionul nu era echipat pentru astfel de zboruri și vizibilitatea era extrem de redusă. Cu toate astea, ia contact cu inamicul de 28 de ori și reușește de fiecare dată să-și îndeplinească misiunea. Pe 18 iulie doboară trei avioane, iar pe 27 iulie îl doboară pe asul sovietic Nicolae Kinușkin după o luptă 1-1 care durează doar un minut. La întoarcerea înapoi pe aerodrom după această luptă, mai doboară un avion, așa, ca să fie acolo. În august distruge un total de 12 avioane sovietice, 9 dintre ele fiind anihilate într-un interval de doar 3 zile. Din păcate, în septembrie se îmbolnăvește de scarlatină și Buzu se vede nevoit să întrerupă seria de victorii. Părăsește frontul până în aprilie 1944, când revine în grupul 7 vânătoare. Pe 15 aprilie doboară primul bombardier american într-o misiune de apărare a Bucureștiului. Escadrila este apoi mutată în Moldova, unde urma să se lupte atât împotriva sovieticilor, cât și împotriva iancheilor. Doboară primul P-51 Mustang, un avion pe care îl aprecia foarte mult și până pe 23 august continuă seria victoriilor. După declarația regelui Mihai de întoarcere a armelor, escadrila lui Buzu se întoarce și ea în București pentru a apăra capitala împotriva germanilor. Doboară câteva avioane germane și apoi participă la cea mai importantă misiune din viața lui. Aterizează, spre surprinderea tuturor, în tabăra americanilor din orașul italian Foggia, cu un avion german Messerschmitt. Imaginați-vă fața americanilor când Buzu iese din carlingă și le spune că are o surpriză pentru ei. Priceless. Îi liniștește pe american după ce îl scoate din fuselajul avionului pe locotenent colonelul James Gunn, cel mai înaintat în grad ofițer american pe care armata română îl avea ca prizonier. Din acel moment, Buzu avea să fie implicat activ în cea mai mare operațiune de salvare a armatei române, prin transportarea a 1200 de soldați americani ținuți prizonieri de armata română pe vremea când era aliată cu Germania nazistă. Acum, scopul lor era să-i salveze pe americani de armata sovietică. Cei care veneau spre București și care i-ar fi ținut un pic de vorbă pe americani în lagărele lor, chiar dacă cele două țări erau aliate. După operațiunea de salvare, Buzu este trimis să lupte cu Luftwaffe pe măsură ce armata română înainta în Ungaria. Reușește să doboare câteva avioane nemțești, până în momentul în care este doborât de chiar instructorul său din Tiraspol, Liebfert, și se vede nevoit să aterizeze forțat. Avea să fie ultima lui acțiune în război. În total, Buzu Cantacuzino a reușit până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial să participe în 608 misiuni de luptă, din care 210 au fost lupte aeriene. Din cele 210, 68 dintre ele au fost victorii. Prin comparație, cel mai bun pilot al sovieticilor a avut până la finalul războiului 330 de misiuni, 120 de lupte și 62 de victorii. Buzu este medaliat cu Ordinul Mihai Viteazul și Crucea de Fier pentru faptele sale de vitejie și revine la munca lui de dinaintea războiului, adică cea de pilot de linie. Compania românească schimbă numele în TARS, abreviere de la Transporturile Aeriene Româno-Sovietice, iar Buzu ocupă funcția de pilot inspector. Funcție care nu prea era pe placul comuniștilor, așezați acum la guvernarea țării, pentru că îi oferea acestuia posibilitatea să ia decizii de unul singur și să-și aleagă după bunul plac zborurile. L-ar fi dat afară din companie și ar fi pus pe unul de-a lor în locul lui, dar nu avea oameni așa de capabili. La urma urmei, carnetul de zbor nu poate fi înlocuit cu carnetul de partid. Era nevoie de ani de instrucție pentru ca oamenii comuniștilor să ocupe funcțiile celor ca Buzu Cantacuzino în companie. Cu toate astea, Buzu simte cum cortina roșie începe încetul cu încetul să-l acapareze. În perioada cuprinsă între 1945 și 1947 își pierde toată averea din cauza naționalizărilor, iar ca pilot este suspendat din funcție și folosit doar în cazul în care nu mai era nimeni disponibil. Era momentul să părăsească țara.
divorțează de ochii lumii de Nadia pentru ca aceasta să poată pleca la mama ei în Paris fără a da de bănuit. Apoi, așteaptă momentul potrivit ca Tars să rămână fără pilot într-o cursă. Mai ales că acum compania mai avea doar 6 piloți disponibili din cauza concedierilor făcute de comuniști. Ocazia se ivește pe 21 ianuarie 1948, când Tars decide să-i retragă suspendarea lui Bâzu și să-i acorde viza de zbor pentru Milano, pentru că nu aveau altă soluție. Anunțat cu câteva ore înainte de plecare, Buzu nu stă foarte mult pe gânduri, își ridică pașaportul și decolează pentru ultima oară de pe aeroportul Băneasa. Ajunge seara în Milano și se cazează la hotel. A doua zi de dimineață, pe adresa Tars, ajunge o telegramă de la Buzu Cantacuzino, pe care scria și citez: răspuns tratamentului ce mi-ați aplicat, rog, considerați-mă demisionat. În același timp, la hotel, Buzu lasă la ușa secundului său de zbor o scrisoare prin care îl anunța că e responsabil de returul avionului și apoi pleacă spre Paris cu trenul. Pe 23 februarie 1948, numele lui Constantin Cantacuzino apare alături de cel al regelui Carol al II-lea și al altora pe o listă publicată de ziarul România Liberă. Se anunța retragerea definitivă a cetățeniei românești, precum și confiscarea averilor a tuturor celor de pe listă. Buzu se aștepta la asta, dar încearcă să-și refacă viața alături de Nadia în Paris. Din păcate însă, planul nu funcționează întocmai și relația cu Nadia, care era tot mai solicitată ca actriță în producții importante de film, se strică iremediabil. Dată fiind situația, Buzu ia decizia să se mute în Spania, unde este ajutat de sora lui și de alți români stabiliți acolo să se pună pe picioare. În 1951 reușește să-și cumpere un avion de acrobație aeriană și participă la 10 de show-uri aeriene în Spania, Marea Britanie și Franța. Își recâștigă astfel faima de pilot extraordinar. Vârsta îl obligă să renunțe și la show-urile aviatice și spre sfârșitul vieții, Buzu ajunge să se angajeze ca pilot utilitar, responsabil cu pulverizarea insecticidelor pe câmpurile agricole din Spania. În 1958 se operează de ulcer și, chiar dacă operația este una reușită, apar niște complicații care îl ucid în decurs de 2 săptămâni. Moare pe 26 mai 1958 și este înmormântat în cimitirul Nuestra Señora de la Almudena din Madrid. Așa se încheie viața unui om în urma căruia ai putea să scrii un roman de succes. Constantin Buzu Cantacuzino va rămâne unul dintre cei mai importanți aviatori ai României, un sportiv de succes, inventator și un apărător de patrie devotat. Numele lui va fi întotdeauna sinonim cu Prințul Aviației. Și iată că s-a terminat și cu ultimul episod din sezonul 2. Vom reveni în curând cu noi români celebri de necunoscuți și dacă aveți idei de oameni care ar merita această titulatură, vă invităm să ne scrieți în comentarii. Dacă v-a plăcut până acum și vreți să ne susțineți pe mai departe în misiunea noastră de a vă aduce cei mai celebri de necunoscuți români pe YouTube, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru a fi primii care află când apare următorul video. De asemenea, urmăriți-ne și pe Instagram, TravelWithMatei, Irinuca210, The Studio Iași și Fica Iași. Apropo de Fica Iași, mulțumim și gazdei noastre de astăzi, dacă vreți să savurați o cafea extraordinară într-un ambient plăcut cu oameni super faini, Fica este locul potrivit pentru voi. Eu am fost Matei de la Travel with Matei și până data viitoare v-am țucat!